Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Ca întotdeauna, înaintea catehezei, cerem lumina și darurile Duhului Sfânt pentru a participa cu folos la cateheza din această seară. Învățat inimile credincioșilor tăi, dă-ne, te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Iubiți credincioși care sunteți în comuniune cu noi, cei prezenți câțiva în Catedrala Romano-Catolică Sfânta Maria Regină din Iași, continuăm catehezele propuse de aici, de la Catedra Episcopului de Iași, pe tema Sfintei Liturghii.
tema Sfintei Liturghii în special și de asemenea a celorlalte celebrări liturgice cu probleme practice legate de Sfintele Celebrări. Pentru că, așa cum am spus de mai multe ori, intenția prezentării acestor cateheze este ca participarea noastră la celebrările sfinte și în special la Sfânta Liturghie să fie întotdeauna cu demnitate, cu evlavie și cu cât mai mare folos sufletesc pentru viața noastră de credință. Înainte de a aborda tema propusă pentru seara aceasta, vreau să răspund la o întrebare care mi-a fost pusă de mai mulți, și anume legat, sigur, de Sfânta Liturghie. Dacă este valabilă participarea la Sfânta Liturghie, duminica și în sărbătorile de poruncă, urmărind transmisia în direct a Sfintei Liturghii prin mijloacele de comunicare în masă, televiziunea, radioul, internetul, Facebook-ul, că este porunca Bisericii, prima chiar din cele cinci, care ne cere ca să sfințim sărbătorile rânduite de Sfânta Biserică și să ascultăm, să participăm la Sfânta Liturghie în toate duminicile și sărbătorile. Trebuie să reținem fiecare cuvânt, când e vorba de o lege, este important fiecare cuvânt în enunțarea ei. Legea Bisericii privitor la participarea noastră la Sfânta Liturghie prevede ca această participare să fie în toate, mult sar peste acest cuvânt, toate. Nu, face parte din legea Bisericii, în toate duminicile și sărbătorile de poruncă. Este obligatorie participarea la Sfânta Liturghie. Altfel spus, întrebarea care mi-au pus-o unii, este păcat sau nu este păcat dacă nu particip fizic în biserică la Sfânta Liturghie, duminica și în sărbătorile de poruncă? Răspunsul: în timpul stării de urgență, ca și în timpul stării de alertă, când era interzisă de legea civilă, nu bisericească, dar noi trebuie să ascultăm și de legea civilă, numai dacă ceva care este împotriva unei porunci a lui Dumnezeu, legea civilă ne-a interzis, a interzis credincioșilor, creștinilor, să poată intra în biserică pentru a participa la Sfintele Taine, Sfintele Slujbe. În timpul acela de urgență și apoi de alertă, pentru a evita pericolul contaminării, că așa a fost justificată legea civilă, a evita pericolul contaminării cu noul coronavirus COVID-19, în acel caz excepțional, pe care nu l-am mai avut niciodată până acum în biserică, de când știm noi biserica, în acele cazuri, sau în acest caz excepțional, era valabilă și împlinea porunca orice creștin care urmărea la televizor, la radio sau pe internet Sfânta Liturghie, și noi ne-am străduit să oferim această posibilitate credincioșilor prin transmisiile, în special din catedrala noastră romano-catolică de aici, din Iași, dar nu numai de aici, din multe alte biserici. Acum, după ce s-a ridicat starea de urgență și cea de alertă, iar bisericile au fost deschise pentru public, sigur, în condițiile de păstrare a distanței, de folosire a măștii și de folosire a dezinfectanților, acum, zic,
participarea fizică la biserică, duminica și în sărbătorile de poruncă, redevine obligatorie. Obligatorie pentru toți cei sănătoși. Doar cei bolnavi, cei neputincioși, bătrânii care se deplasează greu și nu pot umbla, urmărind Sfânta Liturghie în continuare, la televizor, la radio, pe internet, își îndeplinesc datoria lor privitor la participare la Sfânta Liturghie, chiar urmărind mai departe pe internet sau la televizor sau la radio Sfânta Liturghie. Ei, cei bolnavi, dar cei sănătoși, în primul rând să le mulțumească lui Dumnezeu că sunt sănătoși și dacă vezi numai ca semn de mulțumire și recunoștință, sunt obligați din porunca bisericii, mă refer la creștinii noștri catolici, să vină fizic în biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie. Că altfel nu-i valabil pentru dânsii, sănătoși fiind, să stea acasă pentru a urmări mai departe, că bine și așa. Că mulți preoți se plâng și pe bună dreptate și la noi în țară și în străinătate, că a intrat, da, e valabil și așa. Nu-i valabil pentru cei sănătoși. Câtă vreme avem posibilitate, bisericile sunt deschise, trebuie să participăm fizic la Sfânta Liturghie. Din ce motiv? Două motive sunt. Primul, pentru a da mărturie publică de credință, că nu avem voie să ținem credința ascunsă, ceva individual, trebuie să o mărturisim și în public. Este o datorie sfântă pentru toți creștinii. Nu spune Iisus, cine mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu în fața Tatălui Ceresc. Deci acesta este un prim motiv, a da mărturie publică despre credința pe care o am eu în Dumnezeu. Și aceasta o fac venind fizic în biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie și al doilea motiv pentru a realiza că suntem împreună cu ceilalți frați de credință, o inimă și un suflet. Formăm biserica atunci când suntem împreună. Că nu-i ceva individualist, ci biserica este comuniune, comunitate a celor care cred și care vin să mărturisească public credința lor, aceeași credință, cu același conducător și așa mai departe, aceleași sacramente. De aceea, adunați în același loc, noi ne profesăm public credința. De aceea, redevine obligatorie prezența fizică în biserică, în fiecare duminică și sărbătoare de poruncă. Altfel, nu împlinim porunca primă a bisericii, care de fapt este legată de porunca lui Dumnezeu, care spune, adu-ți aminte să sfințești ziua Domnului. Asta e poruncă divină. Vine biserica cu autoritatea primită de la Hristos și spune cum să sfințim noi ziua Domnului, participând în fiecare duminică și sărbătoare la Sfânta Liturghie. Nu putem să simțim că formăm împreună o familie, familia celor care cred, stând acasă din comoditate, în fața televizorului sau pe internet sau a radioului, poate cu o sticlă de bere în față sau cu o țigară, mai fumează o leagă, acum e predica, e cam lungă, ies afară și mai fumează o țigară. Sau știu eu, mutând butoanele de la o transmisie, că sunt multe, avem numai noi în dieceză, o mulțime de biserici care transmit în direct Sfânta Liturghie și tot montez, butonez. Ba mă mut la Iași, ia să mă duc eu la Săboane, ia să văd eu la Bacău. Și tot, nu te alegi, tot umblând de la, dintr-o biserică în alta și spui că am ascultat Sfânta Liturghie. Nu, n-ai ascultat-o. Este păcat, păcat de moarte, dacă din comoditate, din motive de comoditate, sănătos fiind,
nu vrei să vii la biserică. Cred că am fost destul de explicit în privința aceasta. Și acum reiau temele sau catehezele în seara aceasta despre vasele, obiectele sacre pe care le folosim când celebrăm Sfânta Liturghie, ca și celelalte sacramente, dar mă refer în primul rând la Sfânta Liturghie. De asemenea, veșmintele sfinte cu alegorismul lor și culorile liturgice. Și cu aceasta voi încheia catehezele, dar pentru că subiectul este vast, în seara aceasta mă opresc numai la primul punct, vasele sfinte, obiectele liturgice pe care le folosim atunci când celebrăm în special Sfânta Liturghie. Și dacă vedeți, am pus aici o măsuță, credență, despre care v-am vorbit la ultima catehieză, pe care sunt așezate o parte, aproape majoritatea din obiectele pe care le voi explica în catehieza din seara aceasta. Și mi-am luat și ajutor în seara aceasta, seminaristul nostru, care îl văd că vine și bravo lui la fiecare Sfântă Liturghie și participă activ, să-l ajute Dumnezeu să ajungă și să rămână toată viața un preot bun și sfânt și să rețină și el învățăturile pe care le dau acum, referitoare în special la Sfânta Liturghie. Și el va lua fiecare din obiectele pe care eu le explic acum, le va arăta pentru ca să știm care-i rostul lor, cum se numesc, de ce se numesc așa și de ce le folosim în celebrările sfinte. Că pentru celebrarea Sfintei Liturghii și pentru toate celebrările liturgice se folosesc nu orice fel de obiect. Iar și iau din bucătărie o farfurie, mai iau un vas nu știu de care, că-i spălat, că nu-i spălat, hai să fac slujbă cu el. Nu-i voie. Nu este permis. Măreția, demnitatea Sfintei Liturghii cere ca să avem vase adecvate pentru celebrarea Sfintei Liturghii și a celorlalte taine. Deci nu le folosim pe cele de uz comun, decât în cazul cu totul excepționale. De exemplu, în pușcărie, cei care ați citit viața martirului nostru, episcop Anton Durcovici, și celorlalți episcopi care și-au dat viața murind în închisorile comuniste, când prindeau de undeva puțin vin sau bucățică de pâine, cu puțină apă, făceau în condițiile de închisoare Sfânta Liturghie cu astfel de vase. Și este explicabil, dar astea sunt condiții cu totul excepționale. În mod normal, Sfânta Liturghie și celelalte sacramente se celebrează folosind vase demne pentru așa celebrare sau aceste celebrări sfinte. Obiectele de cult sunt sfințite prin folosirea lor în celebrările sfinte. Ba mai mult, ele contribuie la sfințirea noastră. Tocmai de aceea ele sunt tratate cu cel mai mare respect. Deși la origine aceste obiecte erau de uz comun, cu timpul ele au căpătat un profund simbolism liturgic. Să ne amintim un caz, Baltazar, în Vechiul Testament, când a folosit vasele luate de Nabucodonosor și duse în țara lor și le-a folosit la un ospăț, așa cum folosea de regulă alte vase sfinte, a folosit alte vase, a folosit vasele de la templu, furate, luate din Ierusalim și se distra cu ele, făcea chef cu ele și deodată, spune Sfânta Scriptură, apare pe peretele sălii ospățului o mână care scrie acolo, Mane Tekel Upharim. Și l-a chemat pe prorocul Daniel și a tradus și când a văzut, spune Scriptura, acea mână care scria pe perete, nu știa cum să o interpreteze, ce înseamnă cuvintele acestea, așa de tare s-a speriat că își lovea genunchii picioarelor unul de altul.
nu intru în detalii pentru puteți găsi în Biblie acest lucru, a folosit nedemn vasele sfinte, aceste vase sfinte care se folosesc la celebrările sfinte, n-avem voie să le folosim în uzul comun al nostru, la o masă obișnuită, la o cumetrie, la o nuntă și așa mai departe. Mă voi opri acum la principalele obiecte sfinte folosite de biserică în celebrarea Sfintei Liturghii. Și pornesc cu potirul. Uite, seminaristul va lua acum potirul în mână, dă jos de pe el așa și rămâi numai cu potirul. Potirul, poterion în grecește, în limba latină se spune calix. Îl găsim în Biblie cu diferite simboluri, potirul, cu diferite forme pe care le-a avut de-a lungul istoriei. Dar care sunt aceste simbolisme? Rămâi cu el în mână așa o perioadă. Simbolismul era recompensa dreptății divine, psalm. Cartea Psalmilor, Psalmul 15 cu 5, 22 cu 5, sau a răzbunării lui Dumnezeu, Isaia 51 cu 17, sau simbolul suferințelor și al pătimirii Domnului, sau simbolismul unității creștine, folosit de toți comesenii la cina de taină, 1 Corinteni 10 cu 16. În cadrul celebrării Sfintei Liturghii, credincioșii, la începuturile bisericii, erau împărtășiți nu numai sub chipul pâinii, cum împărtășim de regulă astăzi, ci și sub chipul vinului. Și vinul era pus într-un potir, era de dimensiuni mari la început, pentru că toată lumea se împărtășea. Și vinul era pus în potir, așezat pe altar, la ofertor și în timpul Sfintei Liturghii, prin cuvintele consacrării, devenea sângele lui Iisus Hristos. Se presupune că la cina de taină, Iisus a folosit o cupă de sticlă, întrucât astfel de cupe foloseau evreii la cinele rituale pe vremea împăratului Augustus. Potirile de aur sau spoite cu aur, cum avem aici și vedeți în mâna seminaristului nostru, aceste potire apar abia în veacul al IV-lea, dar până pe la anul 600 continuă să fie folosite pe lângă potire de sticlă sau aur și alte potire confecționate, de exemplu, din os sau din lemn tare sau din aramă. Pentru că toată lumea se împărtășea, era nevoie de mult vin, care în timpul liturghiei devenea sângele lui Hristos, și de aceea potirile erau mari. Unele ajungeau să cântărească 10-20 de kilograme. Dacă era și acesta așa de greu, trebuia să mai vină un ministran să țină pentru a-l arăta. Și erau prevăzute potirile cu două torți, ca să fie împărtășită toată lumea care participa la Sfânta Liturghie. Și din acest potir mare, pus pe altar, după ce era consacrat vinul și devenea sângele lui Hristos, diaconii, cei care împărtășeau lumea, luau sângele Domnului în potire mai mici, din potirul mare, ca să poată da mai mult Sfânta Împărtășanie, să-i împărtășească pe toți credincioșii, atât sub chipul pâinii, cât și separat, direct din cupă, acum cu pandemia n-ar fi fost posibil în niciun fel, pe toți credincioșii. După anul 1000, nemai fiind împărtășania decât sub chipul pâinii, potirele au scăzut ca mărime. Și s-a ajuns la această dimensiune mică. Un potir are trei elemente. Este cupa, cum se vede acolo partea de sus, este piciorul cu un nod la mijloc pentru a-l ține mai bine preot pentru practicitate și talpa pentru a fi așezat pe altar. Dar forma
dimensiunile și stilul acestora al potirilor au cunoscut de-a lungul istoriei o mare, mare varietate. Unele sunt foarte frumoase, împodobite, cu pietre scumpe, cu imagini întipărite pe ele de sfinți și așa mai departe, sau cu cina Domnului. Altele sunt mai simple și noi le folosim când este o sărbătoare mai deosebită, folosim un potir mai prețios, mai frumos. Dar asta mai puțin contează. Cât privește acum normele actuale, prevăd ca întotdeauna cupa potirului, parte de sus, în care este pus vinul pentru consacrat la liturghie, să fie făcută dintr-un material care să nu absoarbă lichidele. Piciorul și talpa, în schimb, pot fi confecționate din diferite materiale, cu condiția ca ele să fie solide, dar și aspectoase. Acolo este sângele Domnului, cu care se împărtășește preotul, în anumite împrejurări, v-am mai explicat altă cateheză, sunt împărtășiți și credincioși sub ambele specii, pâine și vin. Potirile din metal, în mod normal, trebuie să aibă cupa aurită, cum vedeți că are și acest potir din mâna seminaristului. Cupa să fie aurită, cel puțin pe interior, arată puțin, vedeți, este aurit interior. Dacă materialul este oxidabil, obligatoriu trebuie să fie aurit. Dacă nu este oxidabil, sau dacă este dintr-un material mai prețios decât aurul, sigur că nu mai este necesar ca potirul să fie aurit. Înainte de folosire, potirele, ca și patenile, vă voi explica îndată, și toate vasele sfinte trebuiau binecuvântate de episcop. Cu această ocazie, episcopul constata dacă vasul respectiv, în special potirul la care mă refer acum, poate fi introdus în uz liturgic, dacă este de valoare, dacă îndeplinește condițiile necesare pentru a fi folosit în liturgie, la Sfânta Liturghie. Dar episcopul poate să dea delegații și altor preoți să binecuvânteze potirele și vasele sfinte pentru uzul liturgic, de exemplu, decanilor. Aceasta despre potir, îl poți așeza la loc. Un alt obiect liturgic folosit la celebrarea Sfintei Liturghii este patena. Patena care, vedeți în mâna, pot să o și înclin puțin ca să se vadă cei care urmăriți la televiziune, Maria TV, patena este ca o tavă, inițial era din sticlă, apoi din metal, cu aceleași recomandări ca și pentru potir. Este de formă rotundă, mică și plată, cum vedeți în mâna seminaristului, asta pentru preot. Și este și patenă, n-am mai adus acum aici, de regulă dreptunghiulară, mai mare, ca un fel de tipsie, pentru a fi ținută de ministrant, cum ați văzut de atâte ori la Sfânta Liturghie, sub bărbia celor care se împărtășesc. De ce? Ca să nu cadă eventual, dacă e o firimitură care se poate desprinde din ostie, să nu cadă pe pământ. Asta e rostul pentru care se ține sub bărbie în timpul împărtășaniei. Sau se poate întâmpla, eu am pățit în cei 41 de ani de preoție, să scapă ostia din mână și dacă ministrantul era atent și își făcea datoria și o ținea bine, ostia cădea pe patină și o lua frumos. Și o puneam în ciboriu sau în, ca așa se cheamă vasul, vi-l voi explica, sau împărtășeam credinciosul respectiv. În primele viacuri ale bisericii, patena rotundă și cea dreptunghiulară, cum vă spuneam, erau din sticlă, iar ulterior din material solid și prețios. Și erau aceste două forme de patenă. Patena mică,
folosită de preoți și așezată în partea dreaptă pe altar, în timpul liturghiei, în partea dreaptă a potirului. Înainte erau regulile foarte stricte. De ce în partea dreaptă a potirului? Întrucât se considera că rana din care a țâșnit sângele lui Iisus pe cruce fusese deschisă în partea dreaptă a trupului său răstignit. Și patena mare, când spun mare, era într-adevăr mare, uneori ajungea până la 10 kg. Era prevăzută cu torți, ca și potirul mare de care vă vorbeam. Și pe această patenă mare erau așezate bucățele de pâine consacrate pentru împărtășirea credincioșilor. Pentru că, spun și aici, toți credincioșii, și numărul lor creștea din ce în ce mai mult, toți se împărtășeau la Sfânta Liturghie. Până când a fost nevoită biserica, ajungându-se la un moment dat să fie foarte puțini cei care se împărtășeau, să dea poruncă, să-ți mărturisești păcatele cel puțin o dată pe an și să primești Sfânta Împărtășanie în timpul Paștelui. Și era poruncă, era lege. Și știți cum spune poporul, unde lege nu-i tocmeală. Cine nu împlinește legea, cine o încalcă conștient și voit, face păcat de moarte. Deci un creștin care în timpul pascal, din neglijența lui, și timpul pascal începe cu postul mare prima zi, sunt 40 de zile, și apoi după Paște, încă 50 de zile, deci sunt 90 de zile. Numai cine nu vrea, nu se împărtășește. Și dacă un creștin neglijează să se împărtășească în acest timp pascal, face păcat de moarte, pentru că a încălcat o poruncă dată de biserică, ajungându-se la acest lucru, datorită, la un moment dat, neglijenței totale a credincioșilor de a se împărtăși, de a se spovedi mai întâi și apoi a se împărtăși. Dar, la început, repet, toată lumea se împărtășea și era nevoie de multe împărtășanii, ostii, pâine, cum era folosit atunci, nedospită în ritul nostru, pâinea dospită în ritul oriental. Și de aceea era nevoie și de patenă mare pentru a pune ostii suficiente, adică nu avea împărtășanea forma de astăzi, subtilă, albă, așa cum o vedeți. Era pâine nedospită. Și ca să ajungă la toată lumea, era nevoie și de patena aceasta mare. Deci patena mică pentru preot, patena mare pentru împărtășirea credincioșilor. Și trebuiau folosite materiale prețioase pentru confecționarea acestor patene. Dacă erau ca și la potir din metal oxidabil, trebuiau să aibă fața aurită. Dacă materialul era mai prețios decât aurul, nu era necesar ca să fie aurită patena. Așa, că ai obosit. Un alt obiect folosit la celebrările liturgice este, care acum nu mai este obligatoriu, așa numitul văr al potirului. Uite, aici avem mai multe culori, pentru că se folosea întotdeauna culoarea liturgică, culori despre care vă voi vorbi la următoarea cateheză. Dacă preotul îmbrăca haina de culoare verde, acest văr care acoperea potirul era de culoare verde și cu o cruce. Dacă era violet, violet, dacă era roșu, de fiecare culoare. O să vă vorbesc despre culorile liturgice. Și cum se așeza? O cruce în față să fie. Deci se pune întâi pala și preotul venea cu, din sacristie, dacă vă amintiți cei care ați prins liturghia în limba latină, venea cu potirul pe care îl pregătea domnul dascăl sau sacristanul și lua în mână acest potir acoperit de acest văl și asta din respect pentru pâinea și vinul care, folosind vasele de sub el, deveneau trupul și sângele lui Iisus la Sfânta Liturghie.
Deci vâlul potirului poți să ridici acum și mai era perdeluța de la tabernacol. N-am mai adus aici pentru că v-am spus ultima dată, atunci când tabernacolul este frumos, ornamentat, din material prețios, cum vedem că este tabernacolul din catedrala noastră, o frumusețe, nu mai e nevoie de perdeluță să fie pusă în față, dar când parohiile mai sărace, credincioșii erau în unele comunități și astăzi sunt, nu au posibilități ca să facă un tabernacol din aur sau din material prețios, era obligatorie această perdeluță care se punea în fața tabernacolului, ca semn că acolo se păstrează Sfânta Eucaristie, Sfânta Taină. Vâlul potirului era obligatoriu. Acum nu mai este obligatoriu, dar se recomandă. În unele parohii, preoții folosesc mai departe acest văl cu care acoperă potirul, cu patena și cu purificatorul și așa mai departe. Cu asta încheiem. Mergem mai departe. Un alt obiect folosit în celebrarea liturgică este pala, acea mai rigidă. Așa. Aceasta este pala. Pala este de formă pătrată, așa cum vedeți. O parte, cea de dedesubt, este fără niciun fel de ornament pe ea, pentru ca să poată fi așezată pe potir, iar partea din față, vedeți, sunt diferite modele, fie cu brodate, fie un potir, fie o, mă rog, când e Duhul Sfânt, un porumbel și așa mai departe. Sunt foarte frumos ornamentate. Această pală acoperă potirul și îl protejează să nu cadă în el. Sau cum e, când e vreme călduroasă, imediat vin musculițe. Și pentru a proteja vinul din potir care devine sângele lui Iisus, ați văzut la liturghie, se pune pala. Nu este obligatorie decât atunci când, într-adevăr, dacă se celebrează liturghia afară, sau vedem că este praf, ca să nu se depună în sângele lui Iisus din potir, sau musculițe, pentru a proteja. De ce este prevăzut cu un carton în mijloc, ceva tare, rigid, pentru a putea fi pusă ușor pe potir. Pentru îndepărtarea, deci, a moștelor, mai ales în perioada de căldură mare, era folosit așa numitul flabellum în limba latină, sau muscatorium, de la muște. Un fel de evantai, asta la început, înainte de a ajunge forma aceasta, un fel de evantai din stofă sau din pene de păun. Sigur, nu era pus pe potir, pentru că erau doi diaconi, unul de o parte a altarului și altul de cealaltă parte a altarului, care agitau aceste instrumente pentru a alunga muștele și pentru a împrospăta puțin aerul. Locul lor apoi a fost luat de un fel de palete împodobite cu imaginea unui serafim, fixate la capătul unor bastoane mai lungi, poate vedeți în unele filme. Folosirea lor era de la ofertoriu până la sfârșitul canonului. Ulterior au ieșit din uz acestea și locul lor l-a luat pala, pe care v-am explicat-o. Mai departe, un alt obiect folosit în celebrarea Sfintei Liturghii este purificatorul. Pânza cede. Nu, cealaltă de deasupra, de pe potir. Acesta este purificatorul, un fel de șervețel de pânză albă, de bumbac absorbant, cu o cruciuliță. Acesta este corporalul, celălalt care l-a luat bine. Purificatorul este acest material din pânză, de formă dreptunghiulară, de regulă este împăturit în trei,
care se folosește la ștergerea, la purificarea potirului după împărtășanie. Că ați văzut la un moment dat, ministrantul toarnă apă în potir pentru a-l purifica, preotul consumă apa aceea și apoi șterge potirul cu acest purificator, de la purificare, a curăța, a șterge. Despre purificator se vorbește târziu, abia prin veacul al XIV-lea, deoarece anterior exista un vas cu apă lângă altar sau în sacristie, în care potirul folosit la liturghie era spălat și șters cu un prosop. Locul acelui prosop l-a luat acest purificator. Era purificarea, a curăța, a purifica. Și mai este unul asemănător cu purificatorul, care se cheamă manuterg. Vine din limba latină, cuvântul manus înseamnă mână, și tergo, tergere, sau tergio, tergere, care înseamnă a șterge, a purifica. De aceea se numește manuterg, care șterge mâna. Și îl folosește preotul, de regulă el împăturit în patru, aici văd că tot în trei, dar sora care așează și confecționează, le face în așa fel ca să fie distinție între purificator și între manuterg. Prin cruciulița care vedeți că e pusă la extremitate, la purificator este pusă pe mijloc. Dar asta mai puțin contează, este doar un detaliu. Manuterul, așadar, este folosit pentru, după împărtășanie, să poată fi purificat, să fie purificat la purificator, iar manutergul să se șteargă preotul pe mână la ofertoriu, atunci când simbolic își spală mâinile, ministrantul toarnă apă pe degetele preotului, pe mâna lui, și apoi se șterge cu acest manuterg, a șterge mâna. Acum trecem la corporal, pânza aceea mare, de formă pătrată, pe care se așează la Sfânta Liturghie, se așează patena, potirul și toate vasele sfinte folosite pentru celebrarea Sfintei Liturghii. Pixida cu ostiile, o să vă explic îndată. Numele de corporal vine de la corpus, care înseamnă trup. E vorba despre faptul că această pânză atinge, ca să spunem așa, trupul euharistic al lui Iisus, sub chipul pâinii și al vinului, din potirul, care este așezat pe această pânză corporal, de la corpus, trup. În primele viacuri ale bisericii, corporalul era de dimensiuni mari, cât masa de altar. Și era pus la un moment dat în cadrul celebrării, că la început masa de altar n-avea nimic pe ea, până venea momentul potrivit de la ofertor, era întinsă pânza aceasta numită corporal. Și de ce cuprindea toată masa? Ca să încapă vasele acelea mari, necesare pentru împărtășirea tuturor credincioșilor participanți la Sfânta Liturghie. Dar când numărul credincioșilor care se împărtășea s-a redus simțitor, atunci și patena a devenit mică și corporalul, vedeți, a rămas și este obligatoriu de folosit la Sfânta Liturghie. La ofertoriu, mai întâi este întinsă această pânză albă numită corporal și pe ea sunt așezate vasele sfinte. Dacă este o celebrare cu mulți preoți, se folosește un corporal de dimensiuni mai mari, sau dacă nu este, două sau trei corporale, în așa fel încât toate vasele sfinte să fie așezate pe acest corporal. Corporalul este ușor apretat și se păstrează împăturit, cum ați văzut că l-a desfăcut mai înainte seminaristul, pentru ca să poată fi așezat ușor pe potir, peste pală, pala pe care v-am explicat-o. Mai era și se folosește obligatoriu la frații noștri orientali, ortodoxi, greco-catolici și toți orientalii, pot să o strânge asta, așa numitul
antimis. Este obligatoriu de folosit antimisul, de regulă el se păstrează pe altar împăturit. În toate bisericile orientale, pe el se așează evangheliarul și în timpul liturghiei este desfăcut, cum desfacem și noi, acest corporal. Și antimisul, la noi nu se practică, dar vă spun ca să știți, din Biserica Orientală, este confecționat tot așa din material deosebit, pe care pe centru este pictată sau brodată scena înmormântării lui Iisus, iar în cele patru colțuri ale lui cei patru evangheliști. Acest corporal numit la orientale antimis este sfințit de episcop și semnat de episcop și este dat preotului atunci când îl numește paroh într-o parohie ca să slujească la Sfântul Altar și preotul îl păstrează. Este și un semn de unire, de comuniune a preotului cu episcopul care l-a consacrat sau l-a numit într-o parohie sau alta. Pixida sau ciboriu. Am adus două forme aici pentru că de-a lungul veacurilor și chiar în zilele noastre, pixida sau ciboriul are forme diferite. Este vasul, tot așa din material prețios, aurit pe interior, dacă nu-i dintr-un material mai prețios decât aurul, în care se păstrează Sfânta Taină sub chipul pâinii după consacrare și se păstrează în tabernacol. Mai întâi, în aceste vase sunt aduse ostiile pentru consacrare. După consacrare și după împărtășirea credincioșilor, ostiile care rămân se păstrează în acest vas numit ciboriu sau pixidă. Unele sunt cu capac, vedeți aici au și o cruciliță pentru a putea fi ridicat mai ușor și păstrat, altele sunt deschise. Mai ales că acum tabernaculele cele mai multe sunt aurite pe interior, cum este și tabernacolul din catedrala noastră. În cazul în care un ciboriu sau pixidă nu este din material prețios în exterior, interiorul totdeauna trebuie să fie aurit, atunci se folosea și era obligatoriu înainte, acum este recomandat, un fel de văr care acoperea ciboriul după ce erau consacrate ostiile, deci nu înainte de liturghie când se aduceau ostiile pentru consacrare, ci după consacrarea ostiilor, un semn de respect, era pus acest văr care acoperea ciboriul și apoi dus în tabernacol pentru păstrare și de acolo se ducea Sfânta Împărtășanie la bolnav sau în anumite situații distribuirea împărtășanii în afara Sfintei Liturghii. Ostensorul. Avem aici alături așa numitul ostensoriu sau monstranță. Toate provin din cuvinte latinești sau grecești. Ostendere sau monstrare înseamnă a arăta, a expune pe Iisus sub chipul pâinii vizibil în acest obiect numit monstranță sau ostensoriu. Este, dacă vreți, puțin din istoricul, pentru că e lung istoricul acestei monstranțe sau ostensoriu, se foloseau și acum, în unele țări, cum este în Spania, de exemplu, la Joia Verde sau Trupul și Sângele Domnului, se fac cunoscutele procesiuni. Erau unele monstranțe de acestea de proporții foarte mari. De exemplu, un ostensor din Genova, construit în 1553, era purtat de 8 preoți, așa de mare și greu era. 8 preoți îl duceau. Sau cele din Spania, înalte de 3 metri. Și se punea Sfânta Taină vizibil, vedeți-o aici în sticlă, sub chipul pâinii și era dus Hristos în procesiune și lumea îl adora. Dar aici se vede marele respect pe care totdeauna biserica l-a avut pentru Sfânta Eucharistie. Nu putem pune
Sfânta Eucharistie în orice fel de vas, sau așa cum vrea fiecare preot, să spunem, după plăcerea lui. Nu, sunt aceste vase sfinte, prețioase și din respect față de Iisus din Eucharistie, ele sunt unele mai frumoase decât altele. Și atunci când se pune Sfânta Taină în, are o portiță în spate, se folosește așa numită lunulă. Stați cu voară. Aceasta este lunula în care se pune ostea mare, se desface în formă de semilună și apoi pusă în interior, în monstranță. Iar apoi se păstrează, pentru că monstranța nu se păstrează în tabernacol. Sunt unele tabernacole mari și se pune monstranța cu totul în interior. Dar este acest vas, numit și lunulă de la acest obiect, în care se păstrează ostea mare pentru adorație. Și vedeți și acesta, aurit. Deci nu orice fel de vas, din respect față de Iisus, prezent sub chipul pâinii în Sfânta Eucharistie. Pun să așez jos. Ostensorul sau monstranța, de regulă, se așează pe un tron. Atunci când este expus Iisus pentru adorație, cum am avut și în seara aceasta la Sfânta Liturghie, înainte de Sfânta Liturghie. Și uitați cum arată un tron, dar are diferite forme. Mai nou am văzut acum tron aurit ca un suport mai înalt, așa, tot cam așa de la înălțimea acestuia pe care îl vedeți în mâna seminaristului, și este pus pe altar. Și când în monstranță este pus trupul lui Iisus sub chipul pâinii, monstranța este așezată pe acest tron. De ce? Pentru a arăta că Iisus este regele nostru. Cine stă pe tron? Regele. De aceea se recomandă insistent că atunci când facem adorații, monstranța să fie pusă pe un astfel de tron, care la rândul lui poate fi acoperit cu un corporal. Deci să fie ceva frumos și demn, dar tron, pentru a arăta că Iisus este regele nostru. Și noi când venim la adorație, venim să ne plecăm în fața Lui, cum fac slujitorii în fața unui rege. Cu atât mai mult Iisus, care este regele regilor, merită cinstea, adorația, închinarea noastră. Câteva cuvinte acum despre un alt obiect care nu mai este de data aceasta pus pe altar, la care am mai făcut referință, și anume la intrarea în biserică, așa numitul aghiazmatar, sau dacă sunt mai multe, sunt aghiazmatarele. Aceasta este o căldărușă în care se sfințește apa pentru a stropi poporul în anumite celebrări și mai ales la începutul Sfintei Liturghii uneori. Dar mă refer mai întâi la aghiazmatarele care sunt la intrare în biserică și care acum sunt secate. Nu avem voie să punem apă pentru că suntem în timp de pandemie, pentru a evita pericolul contaminării. Dar totdeauna s-au folosit în biserica noastră catolică aceste aghiazmatare la intrarea în biserică. Aghiazmatarele sunt vasele de forme diferite în care se păstrează aghiazma, de aici aghiazmatar, cum spun orientalii, noi spunem apă sfințită, dar folosim și termenul de aghiazmă. Creștinii care intră și ies din biserică înmoaie degetele cu tot respectul în această apă din aghiazmatar și fac astfel semnul Sfintei Cruci cu toată demnitatea, spunând, sigur, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Aghiazmatarul, de fapt, eu vă spuneam la un moment dat că este o reminiscență a acelei fântâni care se afla inițial în curtea bisericii, numită atriu, după modelul construcțiilor la romani, și la care fântână creștinii se spălau în semn simbolic înainte de a intra în biserică, în semn de purificare. Locul acelei fântâni din curtea bisericii a fost luat apoi de
baptister, pentru că acolo erau spălate sufletele credincioșilor de păcate, folosindu-se apa ca semn extern, simbol, și care aveau dimensiuni mari, pentru că multă vreme și la noi botezul se administra prin scufundare, și v-am explicat despre acest baptister. După care, când s-a introdus botezul copiilor, a rămas doar mai mult simbolic sau în miniatură acea construcție care era în fața bisericii sau aproape de biserică și în care erau botezați creștinii. Și a rămas cristelnița, v-am mai explicat eu unde vedeți acolo în biserică și alături de ea lumânarea pascală. Și poate fi ca o reminiscență acelei fântâni a baptisterului, aghiazmatarele de la intrare, folosite în semn de purificare, de curățire, cu simbolismul acesta atunci când intrăm în casa Domnului. Dar aghiazmatarul, propriu-zis, nu înlocuiește fântâna amintită din curtea bisericii, el a apărut cu scopul de a da posibilitate creștinilor care nu au putut să participe la stropirea duminicală cu apă sfințită la începutul liturghiei, să se însemneze cu apă sfințită atunci când intră în biserică în afara Sfintei Liturghii. În fond, sensul ar fi tot acela de purificare interioară, așa cum se cuvine să stea orice creștin în fața Domnului când intră în casa Lui. Aspersorul, acum, aspersorul este acest obiect de metal și acesta poate avea forme diferite și mărimi diferite, cu sau fără rezervor de apă. În cazul de față avem căldărușa aceasta în care se păstrează apa sfințită sau în care este binecuvântată în unele duminici apa la începutul liturghiei, pentru că nu este obligatoriu, dar din când în când este recomandat la începutul liturghiei, mai ales cea solemnă, să fie sfințită apa pusă în această căldărușă și se folosește acest fel de aspersor pentru a stropi poporul la începutul Sfintei Liturghii și în acest caz nu se mai spune mărturisescul de la Sfânta Liturghie sau alte formule, pentru că în locul mărturisescului este tocmai acest ritual al sfințirii apei și stropirii cu apă sfințită de la începutul Sfintei Liturghii. În forma sa actuală datează de prin veacul al XV-lea. Anterior era folosit pentru stropire un mănunchi de dafin sau de isop. Stropește-mă, Doamne, cu isop. Vedeți că s-a păstrat și în psalm cuvântul de isop. Stropește-mă, Doamne, cu isop, acel mănunchi care stropea poporul. Și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Polonezii folosesc un fel de măturice pe care o înmoaie în apă sfințită, într-o căldărușă, și stropesc poporul mai din abundență, așa încât unii se feresc, cum mai vedem și la frații orientali, dar alții stau deschiși cât mai multă apă să primească, să purifice mai bine. Și preotul stropește, folosind astfel de obiecte pentru stropit. Se mai folosește de multe ori și un mănânc de busuioc. Se înmoaie și apoi se stropește. Asta e menirea aspersorului, aspergerea, a stropi poporul. Pentru că s-a încheiat timpul pentru astăzi, de aceea nici n-am voie să mă grăbesc, pentru că aș vrea să închei la următoarea cateheză, miercurea viitoare, cu veșmintele sfinte. Acestea sunt vasele sfinte pe care le folosim la celebrările religioase și în special la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii. Dar și veșmintele, vom vedea, nu putem folosi orice fel de veșmânt. Să vină preotul în pantaloni și în sacou să celebreze Sfânta Liturghie. Sunt veșminte sacre, specifice, care și ele sunt sfințite înainte de a fi folosite, de a fi puse în uz liturgic.
dar vă voi spune mai multe lucruri și mai detailat la catecheza următoare. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ați urmărit și această cateheză și încercați să rețineți cât mai mult din explicațiile pe care le dăm aici în biserică pentru a înțelege rostul lor, de ce le folosește biserica, că și atunci, și în acest caz, celebrarea sau participarea noastră la Sfânta Liturghie sau la celebrările liturgice va fi cu mai multă atenție, cu mai multă pietate, cu mai mult folos sufletesc pentru viața noastră de credință. Acum închei cu binecuvântarea arhierească pe care vă dau în numele lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul. Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Cateheza s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace. Mulțumesc.